Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem în direct pe TVR Cluj și pe TVR 3, echipa Regional Cafe de la Cluj-Napoca vă invită la cafea. V-am pregătit și pentru astăzi subiecte interesante în debutul acestei săptămâni. Vom cunoaște din nou studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din Cluj-Napoca, ce ne prezintă un alt proiect interesant și care și a fost premiat la festivalul V for Visual, de care am vorbit și în edițiile trecute Regional Cafe. Ne reîntâlnim și cu Peter Hurley, care pornește o nouă acțiune în Maramureș și vom vedea imediat despre ce este vorba. Festivalul Lună Plină de la Birtan revine cu o nouă ediție, așadar subiecte interesante care sperăm să deschidă săptămâna într-un mod plăcut pentru dumneavoastră. Primele mele invitate au sosit în platou. Este vorba despre studente premiate la V for Visual, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, Raluca, Ștefana și Li, o studentă din China care se află în România. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Thank you very much for being with us today. Mulțumesc, le mulțumesc pentru că sunt alături de noi. Voi ați abordat un subiect foarte interesant și, din păcate, foarte actual. Despre ce este vorba? Așa este. Este vorba despre un proiect în care ne-am plecat foarte mult, în care am încercat să abordăm un subiect foarte, despre care nu se vorbește foarte des în media, despre violența domestică. Am făcut un research, am încercat să căutăm organizații care se ocupă despre, care se ocupă cu asemenea cazuri și am dat peste Pocola Eleonora, peste doamna asta, care ne-a ajutat foarte mult și a fost dispusă să ne povestească despre viața ei și despre ceea ce s-a întâmplat. Da, statutul de victimă într-o astfel de situație este unul foarte greu de asumat și cu foarte, foarte, foarte multe probleme. Vreau să o întreb și pe Lily. Uh-huh. How do you find the Romanian experience? How did you get into the university here in Romania? And how you decided to work with your colleagues on this really tough subject? Vreau să întreb pe Lily cum a ajuns să studieze în România și cum s-a alăturat colegelor ei în încercarea de a surprinde acest subiect interesant. Well, that's quite a coincidence. So first, a fost cumva o coincidență pentru mine. Yeah, so first the UBB came to Shanghai. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a venit la Shanghai pentru a căuta studenți care să vină în România. Am primit informațiile acolo. Vroiam oricum să plec peste hotare și când am auzit de această oportunitate, pur și simplu am venit în România. And to work with my two best friends. Și iată, ele sunt cele mai bune prietene ale mele și a fost foarte interesant să lucrăm împreună. Inițial am vrut să mă duc într-un alt grup, dar până la urmă colega cu care trebuia să lucrez acolo a renunțat la acest proiect și atunci am început să caut alte grupuri, iar colegele mele m-au acceptat în grupa lor. Iată ce spune Lee, cumva o coincidență, coincidență fericită, am putea să spunem, Raluca, pentru că până la urmă a fost un subiect greu, un subiect foarte dificil, cum spuneam puțin mai devreme. Cum v-ați împărțit munca? Fiecare dintre noi a realizat câte un interviu. Cred că cel mai mult am lucrat eu și Raluca la montaj. Am petrecut cam 3 zile și 3 nopți montând. Și nopți albe au fost să facem o treabă foarte bună. Materialul. Lee ne-a ajutat cu partea de editare un pic, în prima parte a materialului. They are saying that you help them with the editing part of the material. Yeah. O parte. Da, o parte. Asta este foarte important să precizăm celor care ne urmăresc pe de altă parte despre faptul că voi, în calitate de studenți ai Facultății de Jurnalism, în acest proiect faceți de toate. Nu e doar vorba despre a intra pe internet, a căuta, documenta niște surse și a scrie un text eventual sau o poveste. Mergeți pe teren, găsiți subiectul, îl aprofundați, după care inclusiv partea, să spunem, tehnică a lucrurilor, de montaj, de editare, de punere, de selectare dintr-un întreg material brut a acelor secvențe pe care, apropo, le vom vedea imediat, doamnelor, domnilor, surprinse în filmul vostru care se numește sugestiv Silent Victims of Love și pe care, cum spuneam puțin mai devreme, vă invit să-l vedem chiar acum.
Chiar dacă au pelerine sau nu, eroii se ascund printre noi. Nu au superputeri sau costume colorate, însă se dedică lucrurilor mărunte care schimbă societatea. Violența domestică este un fenomen întâlnit de majoritatea femeilor din România, iar drumul spre vindecare cere multe sacrificii. Eleonora Pocola este una din supraviețuitoarele terorii conjugale, care a devenit un model pentru mii de femei din Cluj și din toată țara. Prin activitățile de sprijin și consiliere, Eleonora încearcă să demonstreze că violența în familie este o infracțiune și că există speranță după un mariaj imposibil. În momentul în care trăiești într-o relație abuzivă, tu, ca femeie, ești anihilată, deci personalitatea ta este calcată în picioare. Și este foarte greu să vorbești despre acea perioadă. Poate de aici și foarte multe femei se feresc să vină să vorbească cu voi, cu dumneavoastră, despre situația în care trec. După un mariaj de 20 de ani în care Eleonora și-a găsit alinarea în sprijinul celor doi copii, ea își amintește cum relația abuzivă a debutat prin control. În momentul în care începe să vină soțul târziu acasă și începe să facă scandal, încep reproșurile, încep umilirile, geloziile, nu știi cum să reacționezi. Cred că așa debutează orice relație abuzivă. Și pe urmă vin palmele, vin bătăile și vin altele. Să știți că există viol în căsnicie. Și este cea mai cruntă situație. Asta e un alt leitmotiv în cazul abuzatorilor, teama de a nu fi părăsiți și teama de a nu-și pierde controlul, și atunci ei încearcă cu orice preț, orice chip să își acapareze victima și să o prindă într-un fel sau altul. Abuzată chiar și în momente critice, când este diagnosticată cu cancer mamar, Eleonora se consolează prin scrierea unui jurnal al traumelor conjugale denumit Povestea unei supraviețuitoare. În anumite momente în viață simțeam nevoia să mă eliberez. Lucrând la calculator, mi-am scris frânturi, gânduri, dureri în așa, aiurea, știi? Și la un moment dat, citindu-le, am văzut că sunt bine scrise. Eu sunt o mare cititoare și acum vroiam o confirmare că sunt bună la ceva, că nu e așa cum îmi spunea fostul meu soț, că nu ești bună de nimic, că nu știi să scrii, că tu ești o incultă, că ești un nimeni, că ești... Mă rog, vroiam doar atât. Și inspirația mea a fost să scriu revistei Avantaje. Am primit un mesaj pe adresa oficială a redacției, redacției revistei Avantaje. Mesajul era foarte concis, aceasta este povestea vieții mele, dacă credeți că poate interesa pe cineva și poate fi de folos, faceți ceea ce doriți dumneavoastră. Mesajul conținea și un attachment, l-am deschis, am citit povestea, foarte, foarte bine scrisă, foarte emoționant, cred că i-am citit-o într-o oră, două, așa, pe nerăsuflate. Nominalizată femeia anului în 2010 datorită curajului de a aborda un subiect tabu, doamna Pocola vorbește prin cartea sa sutelor de victime ale violenței domestice prin participarea în cadrul conferințelor sau seminariilor, fiind o bibliotecă vie la târgurile de carte din toată țara. Nu am crezut că voi ajunge aici și în momentul în care am scos cartea am spus, mă, dacă o femeie se regăsește în cartea mea și poate să și ia viața în mâini și să meargă mai departe, dacă una am ajutat, cartea așa mi-am împlinit menirea prin carte. Printre victimele care s-au regăsit în cartea Eleonorei se numără și doamna Simona Dumitru, cu o poveste la fel de tragică. Abuzată atât în timpul copilăriei cât și în timpul mariajului, Simona a perceput acest fenomen ca o normalitate în viața de zi cu zi, până a ajuns la capătul puterilor. Am depus acțiunea de divorț. Pe vremea aceea nu exista protecția de niciun fel a femei.
chiar dacă erai amenințată, chiar dacă erai urmărită, nu exista cum este acum. Deși, sincer vorbind, nu te prea ajută cu nimic nici ordinul de restricție. Am divorțat și la o lună după divorț, o lună, nu știu, cred că nici o lună jumătate. M-a atacat, a sărit gardul pe la vecin și după ce mi-am luptat o jumătate de oră, i-am smuls două cuțite din mână că pe rând. A luat unul, l-am smuls, a luat altul, l-am smuls, ne-am luptat, dar după aceea m-am împiedicat, am căzut și m-a junghiat în spate. Am simțit că ceva s-a întâmplat, pentru că nu m-am mai putut mișca și apoi am înțeles că sunt paralizată. O relație abuzivă nu își pune amprenta doar asupra părinților, ci și asupra personalității copiilor. Am primit o lecție extraordinară de la copilul Eleonorei. Pentru că am citit cartea ei, da? Și acolo undeva există o poezie scrisă de fiul ei. Alt copil care a plecat ca să uite. Da. E ceea ce a pățit. Înțelegi? Da, să uite de ceea ce a pățit, de ceea ce i s-a întâmplat. Exact. Să uite și la un moment dat în poezia aceea spune: lasă-mă să mor și să învii ca să te pot iubi. Toți copiii din familii în care există violență domestică, la un moment dat în viața lor simt că trebuie să plece, să moară, să învie. Și asta spune durerea tuturor copiilor care trăiesc în familii cu violență domestică. Povestea Eleonorei nu se oprește doar la consolarea victimelor prin cartea sa, ci și prin crearea unei asociații și a unei emisiuni de televiziune dedicate schimbării mentalității și creșterii vizibilității în ceea ce privește drepturile femeilor. Partea rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Vivad, este asociația pornită din inițiativa Eleonorei împreună cu alte trei cofondatoare. Victoria împotriva violenței, abuzului și discriminării sau Vivad reprezintă o altă șansă la o viață normală după abuz. Noi, efectiv, v-am spus, ajutăm victima prin consiliere și prin să vedem unde o putem duce, ce putem face. În cazul în care, să știți că adăpost avem doar de o jumătate de an la Cluj. Până acum aveam doar o singură cameră de urgență în care dacă femeia era în situație de, în care viața era pusă în pericol, puteam să o luăm cu poliția și duce în acea cameră de urgență. O șansă spre mediatizarea asociației și a cauzei susținute de Eleonora o reprezintă Cluj AM, un canal de televiziune online. Să vorbim despre violența domestică, este emisiunea dedicată femeilor abuzate care își spun poveștile și sunt sfătuite de specialiști. Cu Eleonora mă știu de foarte mult timp pentru că am fost colegi de facultate. Eleonora este un model, un luptător, o învingătoare. Țin minte când ne-am întâlnit pentru a pune la punct detalii despre acest gen de emisiuni. De la început am spus da și va avea tot sprijinul și concursul nostru, pentru că ceea ce face este în folosul oamenilor care au o problemă și ea, prin ceea ce face, în primul rând îi ajută. Anual, în România, 600.000 de femei cad victime ale abuzurilor sexuale și violenței domestice, arată o anchetă a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În realitate, însă, numărul real al cazurilor de violență în familie este mult mai mare, datorită faptului că multe dintre victime nu se prezintă la autoritățile cu atribuții în domeniu și nu declară problema reală cu care se confruntă. Cu toate acestea, există programe de finanțare pentru România prin care se încearcă reducerea violenței împotriva femeilor și copiilor. 4 milioane de euro au fost alocate pentru programe de consiliere și adăpost pentru a le sprijini pe femeile abuzate zi de zi. Eroii există printre noi și asta o demonstrează ambiția cu care a luptat Eleonora pentru a redescoperi bucuriile vieții. Știți ce bine e să știi să poți râde,
fără probleme, din tot sufletul. Să înveți să râzi, să nu lăsați niciodată să vă piară râsul. Povestea Eleonorei, doamnelor, domnilor, este de fapt povestea foarte multor persoane care este posibil la un moment dat să treacă prin astfel de situații. O poveste surprinsă de către invitatele mele, Raluca, Ștefana și Li. Felicitări pentru acest material care a dat o realitate foarte tristă, cum spuneam puțin mai devreme, care ne arată că, de fapt, violența domestică nu are legătură cu statutul social, nu are legătură cu nivelul de educație, ci doar cu încercarea disperată a cuiva de a avea autoritate, de a avea un ascendent asupra partenerului. Aș pune autoritatea prin forță fizică decât să fie un consens între ei. Așa este și se poate întâmpla absolut oricui. Exact. Vreau să o întreb acum pe Li, cum a găsit această realitate în România, Li? What do you think about this reality in Romania? Is it something that you knew from your culture, from your country? Are somehow things similar here comparing to China or the Asia culture, let's say? Și dacă găsește similarități între ceea ce se întâmplă aici din acest punct de vedere și cultura asiatică din care vine ea. Well, compared to the problem in China, this kind of family violences also exist. Dacă e să comparăm acest tip de violență există și în China. Women are not there to speak of this kind of problem. Însă aici femeile nu îndrăznesc să vorbească despre aceste lucruri în public. Women are there to speak that, but în China femeile vorbesc despre lucrul ăsta. There is an old saying in China, says 家丑不可外扬, so means the scandal of family remains in family. So it's like tradition not to. Sigur că și în China avem această expresie, problemele familiei rămân în familie și nu, în genere nu se vorbește despre ele, însă în acest caz, fiind un subiect foarte, foarte dur, da, and se întâmplă. From the, something from the law, there is no specific law to protect women from. Din punct de vedere legal, abuse, în China nu există reglementată foarte bine această problemă, însă există legi pentru adolescenți, pentru tineri care acoperă părți cumva din această problemă, copiii ca și victime ale violenței în familie și ne îndreptăm spre această zonă, însă nu e un corp legal foarte, foarte bine stabilit. Care este cea mai mare cel mai mare câștig pe care voi l-ați obținut abordând acest subiect? Încercăm să ajutăm cât mai multe femei și sperăm, văzând acest material, să le îndrepte să vină, să ceară ajutorul și să nu țină în sufletul lor ceea ce trăiesc. Așa, am învățat foarte multe pe parcursul montajului. La început nu aveam atât de multe cunoștințe, dar pe parcurs, pe măsură ce am lucrat și am încercat să ne conectăm cu persoanele pe care le intervievam, am descoperit mult mai multe și am învățat foarte multe de la aceste persoane, ceea ce considerăm că ne va ajuta în viitor, în cariera pe care ne-am ales-o. Am văzut că ați abordat și chiar vreau să intrăm puțin și în această parte de bucătărie internă. Ați abordat problema din foarte multe unghiuri. Ați mers cumva pe fir. Vedem un fir roșu în spatele acestei mici, să spunem, povești, pentru că sunt doar 10 minute dintr-o realitate paralelă până la urmă, care circulă și care se întâmplă odată cu noi și pe care adesea nu o vedem. Ați intrat în contact cu redactorul de la revista la care Eleonora scrisese la un moment dat în disperarea de a cere ajutor. V-ați întâlnit cu cei de la televiziunea online unde ea acum face emisiune. Ați încercat să vedeți ce există și pe plan local la nivel de ONG, de inițiative, de servicii de suport, care din păcate sunt atât de rare, dar în același timp atât de necesare într-o astfel de situație. Totul a pornit de la doamna Eleonora, ea ne-a ajutat foarte mult, ne-a îndreptat spre multe organizații, spre doamna de la revista și ne-a spus să vorbim cu fiecare și să aflăm informații astfel încât să le prezentăm femeilor și
să afle cât mai multe, să știu unde să apeleze. Cred că asta e... Da. Fiind un subiect extrem de complex, am încercat să îl abordăm, să spunem cât mai multe lucruri în cât mai puțin timp. Mm-hmm. Și de aceea am ales să îl abordăm din atâtea unghiuri. Doamna Eleonora ne-a ajutat să ajungem la doamna din să ajungem la doamna din Hunedoara, doamna Simona Dumitru, care a fost înjunghiată de soțul ei și acum este în scaun cu rotile. De aceea am realizat un interviu telefonic cu dumna ei, pentru că nu a fost de acord să o filmăm, să apară pe cameră, dar da, interviurile au fost deosebit de puternice și deosebit de afective. Asta v-a și adus premiul pentru forța subiectului, pentru că e important să precizăm și acest lucru și să vă felicităm încă o dată. În cadrul festivalului V for Visual, voi ați obținut cu acest material și premiul pentru forța subiectului. Și vreau să închei întrebând-o pe Lee, what's your biggest achievement covering this kind of subject? Care este cel mai mare câștig pe care ea crede că l-are acoperind acest subiect? Sure, maybe the camera? Okay, so I edited some part of like typing part, and when shooting we also go outside together because the camera is mine, so I'm more familiar with its statistics. În primul rând, profesional vorbind, am reușit să mă obișnuiesc mai bine cu tot ce înseamnă această parte de a filma, de a reda un subiect, de a surprinde video un subiect. Yeah, and since I don't really speak Romanian, so most of the part is covered by these two ladies. Chiar dacă nu vorbesc limba română, colegele mele m-au ajutat să acoperim cât mai bine acest subiect, iar eu pe partea tehnică a lucrurilor pot spune că am câștigat foarte mult. Congratulations as well, Lee, because besides this subject, show us a reality that sometimes we don't talk about, even though it's very, very necessary. Yeah. You also got this award for the power of the story that you told. So congratulations once again. Thank you. Felicitări și vouă, mult succes pe mai departe, sperăm să rămâneți în această zonă a socialului unde, iată, sunt atât de multe povești care trebuie să ajungă în fața publicului într-o formă corectă, într-o formă în care oamenii, chiar dacă sunt victime la un moment dat a unor astfel de situații, nu trebuie să-și piardă în fața jurnalistului demnitatea umană și cred că e nevoie de astfel de generații de jurnaliști sănătoși care să vindece presa zilelor noastre. Felicitări! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mergem mai departe, vom vorbi despre festivalul Lună Plină. Înainte de asta, vă invit să urmărim un material despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut, după care vom intra în legătură telefonică cu Cătălin Mesaru pentru a ne da detalii despre ce se va întâmpla la această ediție. Priviți! Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, cum vă spuneam puțin mai devreme, Cătălin Mesaru, selecționer de filme la această ediție a Festivalului Lună Plină, este chiar acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, Cătălin, mulțumim că ești alături de noi. Noi am văzut o mică secvență din ceea ce s-a întâmplat la ediția trecută. Ce ne promiteți pentru anul acesta? Bună dimineața, în primul rând. În al doilea rând, pentru anul acesta... Vă promitem în primul și în primul rând mai multe scurtmetraje decât am avut anul trecut. Anul acesta avem în total vreo 19 scurtmetraje organizate în 3 calupuri.
Din punct de vedere lungmetraje, încă suntem în curs de definitivare a selecției și a listei finale, dar o să avem mai multe decât anul trecut. Deci, practic, da, avem mult mai multe filme, ceea ce ne bucură absolut, pentru că putem să oferim mult mai multe stări, emoții și momente de groază spectatorilor. Da, este și o atmosferă specială care se creează acolo. Vorbeam și la edițiile trecute cu colegii tăi din organizare. Reușiți, iată, noi vedem chiar acum imagini surprinse de la alte ediții ale festivalului. Reușiți cumva să închegați acolo o anumită atmosferă? Da, absolut, pentru că în primul rând e vorba de un orășel care e de orășel. Săduc, care e destul de retras. În afară de filme, mai este acea biserică patrimoniu UNESCO, mai sunt câteva magazinașe pe aici, pe acolo, dar în rest e o zonă destul de retrasă, destul de insulară, să-i spun așa. Și asta automat te face cumva să percepe altfel tot întunericul, te face să percepi altfel liniștea de pe străzi noaptea, mai ales atunci când se închid toate obloanele caselor și nu e țipenie de om pe stradă. E o senzație foarte, foarte puternică acolo. Este un lucru extraordinar pe care l-ai spus puțin mai devreme, Cătălin, și aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc acum despre faptul că voi duceți acest festival la Biertan, un loc de altfel ca și alte locuri din țara asta, care din păcate sunt exploatate prea puțin, în care exista cumva o formă de cinematograf, cred că putem să-i spunem așa, în fostul cămin cultural, o paragină până la urmă și care, în urma trecerii voastre pe acolo, a reușit să fie renovat, a reușit să arate de așa manieră încât voi puteți să faceți acum proiecții acolo. Da. Pe mine mă surprins foarte tare faptul că acest sat avea cinematograf. Adică avem orașe întregi, orașe imense, mă rog, imense, orașe mari care nu au cinematograf, dar ei totuși au reușit să aibă la momentul respectiv o sală mică, într-adevăr, dar totuși un cinematograf. Și da, a fost renovat, este folosit, îl vom folosi și anul acesta, evident, ca în fiecare an. Și e cumva o experiență, din nou, destul de puternică să stai într-o sală de cinema atât de veche și să vezi niște filme de groază. Vorbește-ne, te rog frumos, și despre cum reacționează sătenii la apariția voastră acolo. Deja cred că ați legat o legătură cu ei, pentru că sunt câteva ediții deja în spate în care voi vă întâlniți acolo cu ei. Sunt speriați de poveștile cu strigoi, despre toate lucrurile care se întâmplă la Biertan și care pot fi considerate ciudate. Nu, cred că s-au obișnuit. Primul an, poate în primul an au fost un pic mai sceptici, dar s-au obișnuit. Ce mai distractiv este momentul în care vor copiii să intre la filme de genul acesta și trebuie tot timpul să zici nu, că nu e pentru voi, sunteți prea mici, veniți mai încolo. Dar în rest, nu, reacțiile sunt pozitive. Vin și localnicii la film, râd cu noi, se distrează cu noi, deci e totul în regulă. Ne-ai vorbit la începutul intervenției tale despre selecția filmelor, despre faptul că sunt mai multe, dar noi știm că Biertan nu înseamnă doar proiecție de film, sunt și multe alte evenimente conexe care se desfășoară în jurul acestui festival și te rog frumos să ne dai câteva detalii. Câteva detalii, dar foarte, foarte scurte, pentru că din nou suntem în procesul de finalizare al tuturor lucrurilor. Avem escape rooms, avem diferite ateliere și lucruri de genul acesta, pe care le-am avut și în anii anteriori, și mă rog, încercăm să aducem câteva chestii noi și să modificăm un pic structura de evenimente conexe proiectilor.
Da, este ca un fel de promo, doar nu vrei să ne dai foarte multe detalii, e și firesc să se întâmple asta. Cel mai bine, cred, doamnelor, domnilor, aceia dintre dumneavoastră amatori ai genului și care doriți să aflați ce se întâmplă la Birtan, este să mergeți acolo la Birtan, să fiți alături de o nouă ediție care se dorește a fi spectaculoasă acestui festival. Eu îți mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru că ai fost în legătură telefonică directă cu noi. Mult succes întregi echipe de organizare, o ediție pe cinste se pregătește și pentru acest an. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu și vă aștept acolo, desigur. Cu toții, doamnelor, domnilor, la Birtan, unde se va desfășura o altă ediție, cum spuneam puțin mai devreme, a festivalului Lună Plină, festival al filmului horror și fantastic. Noi mergem puțin mai departe, am un mesaj foarte interesant. Nu am fost de 10 și chiar dacă nu am fost de 10, există proiecte interesante în care pot să particip. Mai multe despre asta ne spune invitatul meu, care a sosit deja în platou, Călin Biriș, care este inițiatorul acestui proiect. Bună dimineața, Călin, bine ai venit! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Mă bucur să fiu astăzi aici. N-am fost de 10, cum spuneam puțin mai devreme, dar cu toate astea participăm, putem participa, tineri pot participa într-un proiect pe care tu l-ai pus la cale. Despre ce este vorba? Sigur. Se încurajează foarte mult să luăm nota de 10 și competitivitatea, ceea ce este foarte bine. Mai ales în business știm acest lucru, că este important să fii competitiv. Însă atunci când vorbim despre educație și despre a deveni profesioniști, cel mai important factor cu care te compari este persoana ta. Să devii un om mai bun. Și eu, alături de alți 6 trainer, credem în acest lucru, să devii mai bun doar decât tine, nu decât alții. Competitivitatea trebuie să fie cu tine în primul rând. Și am pus la cale acest proiect, Nu am fost de 10, prin care vrem să oferim cadou, nu pot să zic premii, pentru că sunt cadouri, cursuri pe care noi le organizăm și pe care le-am creat și care se pot parcurge direct online pe diferite teme, care sunt de interes profesional și care pot ajuta tinerii să-și găsească o carieră. Acest proiect se adresează tinerilor absolvenți de la bacalaureatul de anul acesta, prin care vrem să transmitem un mesaj, că avem nevoie de profesioniști. Conform unui studiu Manpower Group din 2016, s-a demonstrat că România este în top 3, este pe locul 3 la nivel mondial, la dificultatea de a găsi forță de muncă. Și acest este un semnal. Este un semnal că avem nevoie de tineri care să rămână în țară și care să vrea să devină profesioniști, indiferent de ce meserie ești. Chiar asta vreau să te întreb, are legătură cu faptul că mulți tineri pleacă în afara țării? Da. Are legătură cu faptul că, din păcate, în România educația nu oferă o finalitate sau finalitatea este adesea de pe principiu oiștingard și atunci evident că oamenii preferă să meargă într-o țară în care meseria lor este respectată, este remunerată corespunzător, etc., etc., etc. Exact. Acest proiect are legătură cu acest subiect a oamenilor, tinerilor care pleacă peste hotare pentru a lucra, pentru a găsi un loc de muncă, însă se adresează și celor care vor să devină profesioniști și care nu vor să fie doar în mâinile școlii, pentru că până la urmă, dacă este să ne gândim la cariera profesională a fiecăruia dintre noi, cei care suntem trainer în acest proiect, dar și majoritatea profesioniștilor din piață, am devenit profesioniști pentru că am făcut ceva în afara școlii, pentru că am făcut lucruri practice. Pentru că ai fost de 10. Exact, nu pentru că am fost de 10, nu pentru că am fost doar tobă de carte și am învățat literele de lege ce zice în carte, ci pentru că am fost curios dincolo de ce scrie în manuale, să văd ce se întâmplă efectiv în practică. Și oferind aceste cursuri non-formale, online, oferind aceste cursuri tinerilor, dorim să transmitem un mesaj. Există foarte multe resurse pe la care poți să le accesezi și să te dezvolți ca și profesionist, să faci ceea ce îți dorești cu adevărat și să-ți găsești o carieră în România. Chiar am făcut un studiu recent și pe internet, în momentul acesta, aproximativ 4300 de companii își caută specialiști, profesioniști pentru ei și sunt în total peste 26.000 de joburi disponibile în acest moment în România. Deci există ofertă, iar cererea este nevoie să fie calitativă, să existe profesioniști care să poți să-i angajezi. Și aici vorbim și de cei care lucrează în domenii precum business, dar și muncă necalificată. Mesajul nostru, dincolo de cele 80 de cursuri pe care le oferim gratuit celor care tocmai au absolvit, este că dorim acești profesioniști, dorim tineri care să-și dorească mai mult decât ce învață la școală. Să intre pe internet și să caute cursuri și să zică, da, vreau să devin un profesionist în marketing online și să găsești pe internet informații și să începi să
faci lucruri în direcția aceasta. Să zici, vreau să devin un manager, să am propria firmă, vreau să aplic la Startup Nation, vreau să fac lucruri pe cont propriu, să intre și să caute pe internet, să se întâlnească cu antreprenori, să fac întâlniri de mentoring. Asta înseamnă educație. Educația nu înseamnă doar școală. Și acesta este mesajul nostru. Du-te dincolo de ceea ce îți oferă școala și încearcă să devii acel profesionist. Și înțeleg că nu vă propuneți să-i specializați neapărat în domeniu, ci mai degrabă să-i învățați unde pot găsi resurse, unde pot căuta, cum pot accesa anumite programe în scopul, iată, dezvoltării unor abilități de marketing online, de a pune pe picioare propria afacere, de a ști cum să reacționeze la niște indicatori pe care piața ți arată și pe care adesea nici măcar nu știm să-i citim, pentru că noi așa în școală am încercat să fim de 10. Așa este. Mulți tineri încearcă să obțină acele note la școală, uitând că învățarea nu este despre școală și despre note. Da, părinții le cer asta, profesorii le cer asta, așa societatea este. Spune asta, o ierarhie falsă până la urmă, pentru că de fapt ce reflectă acele note și ce este de fapt învățământul preuniversitar, un învățământ care nu ar trebui să specializeze copiii, care ar trebui să le dea cultură generală, care ar trebui să facă să fie capabil să treacă un examen de maturitate, că până la urmă asta este bacul. Să le ofere o direcție mai mult. Să le deschidă ochii despre ce oportunități au încât ei să-și aleagă ceea ce li se potrivește mai bine. În timpul liceului ar trebui să existe practică, ar trebui să existe întâlniri cu profesioniști. Lucru care deja se întâmplă în școli private. Am vorbit cu Simona Baciu, director de școală privată, și mi-a spus, la ei deja se întâmplă acest lucru. Există practică în timpul liceului în companii din Cluj, din țară, unde tinerii se pot duce și să descopere meserii care se practică și să-și dea seama de ce au nevoie ca să ajungă acei profesioniști. Există întâlniri cu manageri, cu antreprenori care vin și vorbesc despre afacerile lor, care dau exemple. Și acest lucru ar trebui să se întâmple mai mult și în școlile private, și în școlile de stat. Da, pentru adică, că majoritatea elevilor nu sunt în învățământul privat, sunt în învățământul de stat. Exact, exact. Și învățământul de stat ar trebui să dea aceste exemple, să ofere un drum în viață tinerilor. Din păcate se pune foarte mult accent pe matematică, pe științe exacte, când ar trebui ca în liceu să se pună accent pe dezvoltare personală, pe găsirea direcției în viață, pe oferirea de exemple. Nu zic că este greșit că se oferă matematică, suntem olimpici la așa ceva și ne mândrim cu acest lucru. Însă, dincolo de a învăța unele lucruri exacte, matematică, fizică, chimie și așa mai departe, este important să ne găsim vocația. Pentru că avem nevoie și de artiști, și de muzicieni, avem nevoie și de sculptori, avem nevoie și de IT-iști, avem nevoie și de mecanici. Avem nevoie și de mecanici auto, avem nevoie și de oameni care să repare lucrurile. O discuție foarte interesantă, doamnelor, domnilor, cu invitatul meu, Călin Biriș, despre cum ar fi extraordinar în învățământul din România să schimbăm obiectivul sau focusul de pe cunoștințe pe abilități. O discuție pe care o vom continua imediat. Acum vreau să vă spun despre faptul că Peter Hurley, organizatorul unui important festival din Maramureș, va intra în legătură telefonică directă cu noi. Vom vedea acum un scurt material, după care mergem la Peter și revenim apoi în direct. Rămâneți cu noi! Drumul lung spre cimitirul vesel, doamnelor, domnilor, despre asta vorbim acum la Regional Cafe. Te salutăm, Peter, mulțumim foarte mult că ești în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, Ovidiu, mă bucur foarte mult să fiu cu voi. Ce ne pregătiți pentru această ediție? Începe iarăși un drum lung pe care tu îl faci în acest an. Deci, ediție 8 a festivalului, astăzi, anul acesta, are două componente, o săptămână în țară la Pușrui, care va începe săptămâna viitoare, pe duminică care vine, pe 23, și o a doua săptămână, imediat după postul Sfântă Maria, peste deal, cum zicem aici, în țara Maramureșului. Deci două săptămâni în care oamenii au șansă să exploreze acest concept a unui sat autentic maramureșan, să zicem, carpatican, poate să zicem.
Da, ești deja un fin cunoscător, să spunem așa, al obiceiurilor, al locurilor pe care le aduci, reușești să le aduci în fața publicului în acest festival extraordinar al tradițiilor. Știu că păstrați încă vie și amintirea lui Moș Pupă. Dar te rog frumos să ne dai detalii și despre toate aceste lucruri. Deci, fiecare dintre cele două săptămâni are o componentă care se numește Școală de Vară Moș Pupăză. Asta e o săptămână în care cei care vin stau cu noi în contact direct cu inima satului, cum ar fi. În fiecare zi este structurat în treime. Prima treime, de la ora 10 la ora 1, participanții stau cu un meșter de lemn, de lână, de gastronomie. Stăm împreună cu ei fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 10 dimineață până la 1. După miază, în fiecare după miază, este atelier de dans, de dans tradițional, atelier de joc tradițional, în care învățăm cânteci și dans. Și în fiecare seară mergem la un joc în sat. Și săptămâna viitoare, de exemplu, în țară la Pușului, în fiecare seară este un joc în sat găzduit de o alt sat. Luni Boieren, marți Tămăcușen, miercuri Suce de Jos, joi Ribotin, vineri Costen, sâmbătă 29 iulie, o zi întreagă găzduită la Pușul Românesc, o să fie foarte interesant, și duminică 30 iulie, ultimul zi, în Groșii Țibeșului, va fi o reuniune a satelor, asta de la ora 1 după miază, în care avem o nuntă la Pușana, unde wow, sunt invitate toate comunitățile a țările Pușului și nu numai. Wow, extraordinar! Până la urmă, cred că e important să le spunem celor care ne urmăresc și despre dinamica acestui fenomen, care a pornit, de fapt, de la fascinația ta. Peter, doamnelor, domnilor, este un irlandez care a ajuns în România, care a aflat despre toate aceste locuri frumoase și obiceiuri frumoase și care, cum spuneam, de la fascinația ta a ajuns să fie un adevărat festival care promovează toate aceste lucruri. Așa este. De 8 ani de zile ne străduim cu acest proiect. Muzica care a însoțit spot video, apropo, fiind filmat cu oamenii cu cai din satele Suciu de Jos și Libotin din țara Lăpușului, care pur și simplu demonstrez prin existența lor că satul tradițional are o valoare, are o libertate și un rol foarte important. Iată, scuză-mă, Peter, că te întrerup. Noi chiar acum vedem imaginile despre care tu povestești, imagini de clip. Am văzut puțin mai devreme imagini cu obiceiurile pe care voi doriți să le duceți, să le păstrați vii și să le duceți mai departe în Școala de Vară Moș Pupăză, despre care atât de inspirat ne-ai vorbit puțin mai devreme, spuneam, despre toată această fascinație a ta prin care reușești să păstrezi vii aceste tradiții. Sunt și interviuri pe care și colegii mei, colegul meu, Vasile Hotea Fernezan, le-au realizat cu tine la Transilvania Cultural sau în alte programe ale televiziunii române. O muncă pe care cumva cred că ar trebui să o facem și noi și e foarte bine că, chiar dacă, uite, cineva din afara țării vine și ne învață cum ar trebui făcute aceste lucruri pentru ca tradițiile să rămână vii. Într-adevăr, nu există om care nu poate să face ceva în fiecare zi să sprijine cultura lui tradițională. Adică, de la mine, de exemplu, care port o traistă în fiecare zi pentru că mă ajută, până a oamenii care ne ascultăm, care acasă, care o să, poate unii dintre ei o să chiar pornească spre țara la Puș săptămâna viitoare, o să facă acest mic pelerinaj de la Cluj, de exemplu, o oră și jumătate ești în țara la Pușului și aveți posibilitate să intre în legătură direct cu, cum zice Lucian Blagă, cu centrul generator al culturii tradițional, a culturii tradițional, participând la programul de activități care am pregătit. Asta ar fi o răsplată pentru muncă pe care depune toată lumea în acest eveniment. Este, într-adevăr, un eveniment nu numai de distracție și de bucurie, este un eveniment de conștientizare a acestei comorile pe care
voi, românii, aveți încă viu în partea aceasta a Europei, sunteți ultimii care le avem, de aceea poate mai mulți europeni vin străinătate și zic, arătând, uite, să cel puțin puteți să le aruncați la coșul de gunoi dacă doriți, dar cum am făcut și noi, dar faceți-vă în cunoștință de cauză, adică da, cu minte limpede, că este o comoară. Și cei care ar dori să dovedească în mintea lor, să se convinge în mintele lor că este într-adevăr o comoară pe care ar dori să aibă în continuare pentru generații care vin, păi, haideți, cel puțin, noi pregătim 2 săptămâni, unul acum, 23-30 iulie și celălalt 13-20 august, în Țara Lăpușului, respectiv Țara Marmurșului, în care pot să afli dacă pe asta este ceva relevant pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru țara ta, până la urmă. Da, extraordinar, Peter, îți mulțumim foarte, foarte mult, doamnelor, domnilor, concedii la mare, la munte, dar de ce nu și în Maramureș, în Țara Lăpușului, iată, vom răspunde invitației lansate de către Peter în aceste activități în care e foarte important să precizăm acest lucru, nu veți fi doar spectatori, ci veți fi implicați, veți putea să participați la toate aceste acțiuni, iar pe tine, Peter, te așteptăm, te reinvităm în studiourile noastre, oricum, acțiunile voastre vor fi surprinse de către colegii din Televiziunea Română care vor fi prezenți la aceste manifestări. Le veți putea vedea aceia dintre noastre care nu puteți fi în Maramureș în această perioadă, iar pe tine, Peter, cum spuneam, te reinvităm în studioul nostru să ne spui cum a fost. Mulțumesc încă o dată, mult, mult succes în organizare și în desfășurarea acestui eveniment. Mulțumesc foarte mult, Evreciuș, că sunteți alături de noi, sunteți minunat, esențial pentru promovare lucrurilor de valoare și ne bucurăm foarte mult că în fiecare an și în fiecare apel care facem ne susțineți și ne ajutați. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi, Peter, doamnelor, domnilor, mă întorc la discuția cu invitatul meu, Călin Biriș. Vă spuneam puțin mai devreme despre cum încearcă acești oameni să aducă o viziune sănătoasă în educația din România. Și Călin, cum spuneam puțin mai devreme, cred că e foarte important să schimbăm acest proces în care burdușim elevii cu definiții, le mai dăm 2-3 exerciții ca să se fixeze acest lucru și eventual o temă pentru acasă și evident că nu rămân cu nimic versus cum ar fi să explicăm niște lucruri, să caracterizăm și să extragem un conținut relevant care are o aplicabilitate practică. Și aici cred că este exact domeniul în care voi acționați. Sigur, imaginează-ți, chiar vreau să facem un exercițiu. Imaginează-ți că în fiecare județ din România, un grup de 5 elevi de liceu, pasionați de ce înseamnă comunicare, își fac un proiect propriu, ca și voluntari, prin care promovează cultura locală. Pentru că vorbeam de un reportaj, iată, exact, cu promovarea culturii locale, în care ei vor promova tot ce înseamnă cultură specifică județului lor. Și învață cum să facă acest lucru, învață cum să facă comunicare, marketing cultural, cum să facă administrare de ONG pe cont propriu, prin diferiți mentori, dincolo de băncile școlii. Bineînțeles, apelează și la profesori să-i sprijine pentru acest lucru. Și prin acele mici grupuri de tineri elevi care își găsesc o vocație prin a promova cultura românească, cu toți avem de câștigat. Este doar un exemplu de cât de importantă poate să fie educația non-formală, cât de importantă poate să fie găsirea vocației în viață. Sigur. Atunci când elevii descoperă cu adevărat ceea ce își doresc și își dau seama că educația nu se întâmplă doar pe băncile școlii, doar luând niște note de 10, ci există atât de multe resurse online și la dispoziția ta să vorbești cu antreprenori, să vorbești cu specialiști care deja sunt realizați în domeniul tău, atunci cred că se vor schimba lucrurile, se va schimba o mentalitate. Se va schimba mentalitatea că învățarea nu este despre note. Nu am luat 10 la BAC. Nu este nicio problemă. Ce este mai important este să-ți găsești ceea ce dorești tu să faci cu adevărat și să începi să lucrezi în direcția aceea. Nu trebuie să aștepți după facultate și după o diplomă ca să reușești în viață. Poate că ar trebui să precizăm, chiar cu riscul de a fi considerați obraznici, despre faptul că elevii pot să urmeze această cale, pot să-și fructifice interesul chiar în afara cadrelor pe care un profesor le setează? Bineînțeles. Deci, cred că un profesor este un ghid.
este un specialist. Profesorul te învață despre ceea ce știe el cel mai bine. Însă viața nu este doar despre o specialitate sau alta, ci este despre cum faci conexiunile între specialități încât să aduci valoare, să aduci valoare altor oameni. Și acest lucru înveți ca și profesionist. Că atunci când îți aduci valoare în lume, atunci primești recompensă. Iar tinerii care descoperă acest lucru, că trebuie să facă conexiuni între materii, trebuie să facă conexiuni și să-și găsească vocația și să înceapă să lucreze la dezvoltarea lor profesională, dincolo de băncile școlii și în școală, bineînțeles, să-și găsească lucrurile care îi ajută din școală pentru a deveni acei profesioniști și să-și dorească să rămână în țară pentru a face profesia lor și dincolo de asta să găsească toate resursele necesare ca ei să reușească în viață și să urmeze exemple, pentru că sunt oameni realizați în România care nu au fost de 10 și au făcut lucruri extraordinare. Yeah. Și prin proiectul Nu am fost de 10 vrem să oferim un exemplu. Noi ca și trainer, cei 7 trainer care oferim cursurile noastre în valoare de 51.000 de euro pe platforma Nu am fost de 10, oferim un exemplu. Uite că se poate să ajungi să fii profesionist în ceea ce faci și să nu ai media de 10. Pentru că mecanismul proiectului, tinerii trebuie să aplice la proiectele de pe platformă în funcție de media pe care o luat. Adică media lor trebuie să fie egală cu media trainerului la BAC. În ultimele secunde ale acestei intervenții vreau să te întreb cum ajung tinerii interesați la voi. Unde Sigur. Vă găsesc? Intră pe nuamfostde10.ro, 10 cu cifre, nu am fost de 10.ro, iar acolo vor găsi cursurile disponibile. Sunt 8 cursuri disponibile, iar fiecare curs este realizat de către un profesionist. Cursurile se accesează online. Odată ce aplică, ei vor fi acceptați și vor primi acces la cursuri și vor putea să învețe oriunde, oricând. Călin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de mine, pentru că ne-ai dat toate aceste informații. Doamnelor, domnilor, vă spun acum că ediția de astăzi Regional Cafe a ajuns la final. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Să aveți o zi și o săptămână excelente. La revedere!